Băieți, eu sunt Antinoet, iar astăzi o să vorbim despre noul update care a fost adăugat în Pet Simulator X, cel de pe 6 mai, adică cel cu Fiesta May și așa mai departe. Însă, din cauza unor probleme tehnice, nu am putut face live și nici episod în ziua cu update-ul, așa că am zis că dacă tot nu am intrat pe update-ul acesta deloc de când s-a făcut și nu știu nici măcar despre ce este vorba, ei bine, am zis să îl descoperim împreună, adică eu și cu voi împreună pe acest episod. Și îmi puteți scrie voi în secțiunea de comentarii ce ar trebui să mai știu în cazul în care nu vorbim despre ceva anume, pentru că voi cu siguranță ați aflat secretele, deja știți ce s-a adăugat în update-ul de acum 2 zile, mi se pare. Deja să ne uităm aici, avem un new update și scrie așa: Fiesta Maze, deci înseamnă că este o lume nouă, deci asta știu și eu că e o lume nouă și văd că de acolo putem merge, deci peste 36 de minute, cam ciudățel așa dacă mă întrebați pe mine. Avem peturi noi, huge nou, ouă din asta Fiesta și aici ce avem? Jelly Exclusive Pets, deci niște peturi din astea exclusive din jeleu. Niște bug-uri au fost rezolvate și update-urile sunt săptămânale. Păi, ca de obicei, bineînțeles. Și din câte am înțeles, există și un huge pe care îl poți primi gratis dacă ești în grupul celor de la Big Games. Doar că îți trebuie foarte mult noroc, adică e exact huge-ul ăsta de pe aici, huge big mascot, și ai șansa să-l primești dacă, bineînțeles, ieși la ei în grup, dar e șansa foarte mică, e șansa de 1%. Am deja abonați cărora le-au picat, deci le-au picat deja, dar na, ce să faci? Uite-le aici, deci exact huge-ul ăsta arată genial. Vreau să facem rost și noi de el. Cu siguranță nu ne-a picat și nouă, da, deci nu apare pe aici, dar o să facem cu siguranță rost de el, pentru că vreau și eu să îl am. Ce chestii s-au mai adăugat pe aici? Deci avem Fiesta Maze și putem ajunge doar după chestia asta, Kawaii World. Nu, deci trebuie să așteptăm aici, nu? Fiesta Maze în 35 de minute. Trebuie să așteptăm acest lucru. Ne putem uita și la gift-uri, bineînțeles. Să sperăm că nu este niciun abonat care mi-a trimis așa ceva pentru că ar fi ciudat. Dați like și subscribe aici de la Costi. Deci avem aici niște peturi de event și de la Luca. Mi-a trimis aici 3 peturi de event, 4 peturi de event aici. Și de la 877YY FFGG, avem aici un pet din ăsta, ce sta? Un sombrero corgi, din păcate noua mitică Dark Matter e 67Q sau ceva de genul, deci înseamnă că e destul de slăbuț, așa, dar avem un pet aici Rainbow, încă un pet de event de la Zek Ker, cred, de la Ronaldo, un pet din ăsta, o mitică din asta, sper să-ți placă, mersi frumos. Ce pot face pentru un huge? Păi, pentru huge-uri nu trimiteți mailbox-uri, ci intrați pe primul link din descriere, din câte știu eu, pentru că este serverul nostru de Discord, unde facem și giveaway-uri cu huge-uri și așa mai departe. Avem aici un pet de la David25Q, dați like și subscribe la Antidot Joacă, adevărat, nu uitați ce vrei să dați un like și să vă abonați, de la Alexa20Gaming, un pet aici de 25Q și încă unul de 53, sper să fie de folos, bă, sincer, chiar o să fie de folos. Nu înțeleg aici pet care are numele tău pe Roblox, port la drop de huge-uri câștigate, cred? Cred că se referă că mi-a dat un pet care are numele meu, mersi frumos aici de la Mihai, pentru video să apar și eu. Tot respectul, deci aici cel mai frumos. Sper să-ți spui ceva bun, dați like și subscribe. Mersi frumos, chef Maycamp aici, încă un gift de la el. Salut Antidot, salut și ție Novici sau Novic. De la cine avem pe aici? De la Ariana avem aici Halo, eram sigur pe aici, de la Emilian aici era un mesaj, nici nu știu dacă băiatul ăsta este român sau nu, să nu troc huge. Clasic, deci asta e cea mai clasică, te rog 2B că nu am, nu fac trader prin mailbox, deci nu trimiteți așa ceva, what? Ciudat? Ți-l dau pentru că seamănă cu tine. E, acum nu știu dacă seamănă cu mine sau cu caracterul meu de pe Roblox. Deci asta trebuie să clarifici, Ianis, pentru că nu am înțeles. Ori cu mine, deci cu mine, ori cu caracterul meu de pe Roblox. Asta nu știu. Aici scrie garanta please huge, deci aici garanta scrie please huge din 3 litere. Sunt fan, te rog, ad. Din păcate nu dau ad pe Roblox, de asta nici nu o să dau claim ca să nu creadă că îi dăm ad, deci din păcate nu dau ad pe Roblox,
Dacă îmi trimiteți ceva prin mail, să nu-mi cereți ad, pentru că, din păcate, nu dau și nu am dat ad. Deci, da, cam asta e ideea. Avem aici încă un PD event de la HVBBKBJ, ceva de genul. De la Marius avem aici un PD 8,1Q și iMaiTale. Ok, cred că așa se pronunță. Un PD 4,26Q cu mesaje de pop. Te pup și eu și mulțumesc pentru gift-uri, mă băieți, mă. Mulțumesc de gifturi. Hai să ne uităm acum. Deci, ce e aici? Aici apare Do You Like the Jelly Pets update. Yes. Eu chiar apreciez când fac un update, băieții, pentru că efectiv trebuie să le mulțumim că ne fac update-uri săptămânale, ceea ce este minunat. Aparent, am deschis giftul ăsta, mi-a dat 100 de puncte. Nu uitați voi chiar de fiecare dată să dați un like acolo, pentru că eu mă bucur foarte mult dacă dați un like acolo și văd că vă place seria. Hai să vedem aici, am deschis și petul acesta, avem petul de event. Și aici cred că e un de-asta. Bă, eram sigur, bă. Și uitați-vă, chestie șmecheră. Am văzut eu că huge-urile și Titanic-ul au acum șansa ca înăuntru în ele să se afle ceva gen, să fie diamante, coins, un chest, un bloc, pet sau chiar Preston. Și bă, e insane așa ceva. Deci pe lângă faptul că e foarte greu să spice un huge sau un Titanic, au făcut și o chestie care are șansa și mai mică să spice cu ceva înăuntru în huge sau în Titanic. Ceea ce mi se pare mie, băi, extrem. Deci efectiv este extrem. Ia să venim noi aici. Deci peturi de event unde le aveam noi. Nu mai știu care e de event, că astea sunt exclusive. Astea. Hai să vedem. A, dar nu avem. A, deci noi avem din astea 16 și exclusive câte aveam. Mi se pare că avem ceva. A, nu, nu avem nici din astea. A, nu, deci avem 50 numai. Ok, e bine de știut. Deci mi se pare că pe episodul trecut am făcut eu peturi din alelalte. Bun, hai să vedem. Deci aici chestia începe peste jumătate de oră. Mergem și pe hardcore să ne luăm peturile de la daycare. Și sunt foarte curios ce s-a mai adăugat în update-ul acesta. Era să zic, deci mereu îmi vine să zic că update-ul de astăzi, pentru că de obicei știți că facem episod sau live în ziua în care s-a adăugat update-ul, dar acum îmi vine să zic mereu astăzi, dar de fapt a fost acum două zile, ceea ce mi se pare mie ciudățel rău de tot. Și ia să ne uităm pe aici, ne vom duce aici să vedem că, cum stă treaba, claim all, am primit 2B. O să punem peturile la loc, nu știu sigur dacă avem nevoie de ele. Nu știu ce a apărut aici, a apărut o chestie acolo, nu știu că mi-a picat mie. Văd că aici e chestia asta peste 29 de minute, bun. Și o să vorbim imediat despre chestiile. Mamă, ce colecție are băiatul ăsta aici, nu mai zic nimica, bă, băiatule, da. E grav. Deci ce se întâmplă acolo, nu zic absolut nimic. Deci chiar e ciudățel rău de tot. Și o chestie foarte importantă este că, dacă vreți, ne putem uita și la ceea ce s-a adăugat astăzi, pentru că și eu sunt curios, la fel ca și voi, adică nu prea am văzut ce s-a adăugat și ne putem uita, bineînțeles, împreună. Deci, în primul rând, cred că ne putem uita aici. Imediat, noi trebuie cum ar fi să facem o chestie ca să ne putem uita. Deci, efectiv aici avem Pet Simulator X Jelly Update și avem așa, Squishy Jelly Pets, Cinco de Mayo Fiesta Continuous, deci tot evenimentul acesta cu Cinco de Mayo Continuo, Jelly Update și avem așa, Fiesta Maze. Ok, deci practic toată treaba asta cu Cinco de Mayo e acum avansată, gen a fost extended așa. Și dacă vrei să te duci la event, ei bine, este acesta, Fiesta Maze, unde poți găsi chest-uri și le trebuie să le distrugi ca să găsești sfârșitul. La sfârșit vei găsi ouăle Fiesta cu noul huge. La fiecare 4 ore este un Fiesta Maze, am înțeles, deci la fiecare 4 ore este un eveniment din ăsta și piniata gigantică încă se spawnează la fiecare 4 ore. Wow! Deci câte un eveniment din acesta, limited time, începe la fiecare 2 ore, ceea ce mi se pare insane. Deci dacă cei de la PSX au reușit să facă acest lucru, chiar sunt foarte recunoscători și mă bucur că jocul ăsta are atâtea update-uri și foarte multe chestii pe care le poți face. Și avem aici startul, deci aici te poți teleporta la event, trebuie să spargi chesturile astea. Și la final, acolo, vedeți, la finish, sunt ouăle astea noi din care pică huge-urile noi, bă. Da, vedeți, asta e ciudat. New pets. Mariachi Band este acum mai mare. Și acum avem și Sobrero Axolotl, Sobrero Corgi. Și avem și
Piñata Monkey. Deci, practic, acum există Sombrero Axolotl, care este ăsta din dreapta și este noua secretă. Deci, cu ei pică noua secretă. Shiny Rainbow e cel mai șmecher și ce să o facă Dark Matter după aia. Avem aici noul Huge, care este Huge Sombrero și mamă, pe ăsta îl vreau. Nu știu de ce îl vreau, dar îmi place tematica asta mexicană, deci e tare rău de tot. Și aici avem Fiesta X, deci noile ouă din astea Fiesta. Și trebuie să completezi maze-ul ca să găsești, bineînțeles, aceste ouă. Și aceste ouă au 3 peturi și un Huge nou. Sombrero Axolotl, Sombrero Corgi și Piñata Monkey. Și acolo avem și Huge Sombrero Chihuahua. Cu diamante? Nu pot să cred că e cu diamante. Bă, vedeți că asta e cam nasol dacă e cu diamante, dar aparent merită, deci e ok. Iar acesta este noul Huge Mascot Pet pe care mi-l doresc și eu și practic ai șansa de 1% ca tu să primești petul acesta dacă ești în grupul celor de la Big Games de pe Roblox. Doar că contul vostru, în cazul în care vă faceți și altele, trebuie să aibă minim 7 zile ca să puteți intra la ei în grup și să primiți petul acesta. Deci... dacă aveți un cont nou, trebuie practic să stați 7 zile și după aia aflați dacă ați primit sau nu, ceea ce este un pic cam ciudat. Dar nu uitați voi să intrați pe primul link din descriere, deoarece este grupul nostru de Roblox cu Abonation. Deci toată lumea se intre acolo. Aici avem noile geli exclusiv, pets astea de pe aici, de pe shop. Mamă, și vedeți exact chestia asta ce v-am spus eu la Huger și la Titanics. Și la Titanic ai chestia asta cu 1% să se spawneze Preston înăuntru în Huge. Vedeți aici, acum e aici. Bă, deci e tare rău de tot, mă, nu pot să cred așa ceva. Wow, deci asta e foarte, foarte tare. Sincer, chiar e tare rău de tot. Vedeți cum se întâmplă și pe aici, cred că... sau e ceva pe acolo prinăuntru? Nu știu, sigur, nu prea pot să-mi dau seama. Și avem o groază de chestii care s-au adăugat. Vedeți că și treaba asta la Piñata acum a fost dublată, deci de la 50% sau de 50x, pardon, de la 25x e la 50x, ceea ce mi se pare mie insane. Deci aparent au făcut foarte multe update-uri, foarte multe chestii, multe update-uri pe care le-au făcut ei, adică uitați-vă câte chestii s-au adăugat pe joculețul acesta, câte chestii avem, câte chestii se adaugă, deci mi se pare absolut insane. Foarte posibil ca mâine să facem încă un episod de la Fiesta Maze sau dacă este cineva cu i-a picat noul Huge sau unul dintre Huge-urile noi, nu uitați să-mi scrieți pe Discord, aveți linkul în descriere și bineînțeles putem face un episod împreună, adică un vlog din ăsta și ar fi destul de tare. Sau dacă v-a picat unul dintre Huge-urile de aici sau chiar Titanic, nu uitați să mă contactați și voi pe Discord și o să vă răspund pentru că de-abia aștept să facem cât mai multe vloguri pe PSX și mi se pare cel mai șmecher update posibil pentru că efectiv avem două update-uri în același timp, adică avem două update-uri și două event-uri în același timp de unde ne pot pica Huger, ceea ce este foarte tare, sincer, deci chiar e șmecher și PSX-ul este din ce în ce mai fain. Așa că dacă am ratat ceva, nu uitați voi să scrieți în secțiunea de comentarii, dacă mai trebuie să aflu și altceva nou din update-ul de astăzi, era să zic, dar de fapt de acum două zile. Și nu uitați voi ca de fiecare dată, bineînțeles, să spargeți butonul de like, să vă abonați cu clopoțelul acela minunat ca să primiți mereu notificare și nu uitați să intrați pe primul link din descriere, deoarece este grupul nostru de Roblox cu Abonation. Și până la viitoare, eu am fost Antidot. Baftă!